imagini de campanie, doamnelor și domnilor, pentru lupta în alegerile prezidențiale. Ludovic Orban s-a pus în cap pentru Cotroceni. O să vedeți imediat ce spune, o să vedem și pe premierul Marcel Ciolacu, care ne spune unde vrea să stea până la alegeri, vrea să scape de campanie. Iată ce s-a întâmplat însă și ce declarații face Ludovic Orban. Nu sunt căzut în cap. Doar stau în cap pentru a vă arăta ce au făcut pesediștii în ultimii ani. Țara a fost răsturnată cu susul în jos. Prostul satului a ajuns în capul trebii, iar cei care conduc astăzi conduc cu picioarele în loc de cap. Intrăm în legătură directă imediat cu liderii partidelor politice, o să vedem și ultimele sondaje și calcule. Premierul Marcel Ciolacu însă a fost la stână, a mâncat mămăligă, șuncă, ouă de asemenea și evident a stat la o masă câmpenească alături și de alți lideri ai Partidului Social Democrat. Iată imagini. E care vreți mămăliguței la mine? Deci ne-ai păcălit, nu e numai un kilometru de acolo. Ce mult? Nu e mult. Nu. Aici o să stăm, iată, aici am plin. Ce mult aici. Și, dar un pic trebuie să vă mai duc un pic. Duc acolo. Hai. M-am simțit formidabil. Dacă așa încă două săptămâni e scap campanie. Haideți la punctul gastronomic și stați o lună. Două săptămâni trebuie să treacă campania asta și gata. Care mai mult, dar te luai și pe tine. Deja te-ai bruxelizat. Hai. Exact. Hai. Vă pupă. Hai. Să rămână, să rămână Roxana. Psihică. Domnul primar, senator. Profune sănătos, ia sare, poftim. Să rămână. Hai, cum arată? Slăbuț, nu? No, Grindeanu vine la mine și mi-aduce merce țuică de din Serbia. Lui. Banat car așa. Da, de mai mole. Și spune că a noastră e ca lapcele. Hai, mă. La lapcile, păi așa adică e. Adică e mai mult. Hai să te ajut! Hai să te ajut! Să rămână! Vreți mâncare, e la mine. Puțină apă, să mai creăm și anticorpi. Acolo nu-i coș. Alături de mine la această oră sunt și le mulțumesc pentru asta. Felix Cosma, lider al Partidului Social Democrat, candidat. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc și eu. De asemenea, Silviu Coșa, lider al Partidului Național Liberal, de asemenea candidat. Bună ziua! Bună ziua! Și totodată ni se alătură din partea USR, Remus Negoi. Bună ziua, domnule Negoi, candidat de asemenea. Bună ziua, vă mulțumesc! Bun, vedem aceste imagini de campanie. Vin însă și ultimele sondaje, cifrele în această luptă, în aceste alegeri prezidențiale. Pe prima poziție, într-un sondaj comandat de Evenimentul Zilei, este în aceste momente președintele PSD, Marcel Ciolacu. O să vedem și datele pe ecran. Marcel Ciolacu, actualul premier, are 29% intenție de vot în aceste momente, în acest sondaj. O să vedem ce se întâmplă și în celelalte două sondaje. Pe poziția a doua în clasament este președintele PNL Nicolae Ciucă și este cumva această bătaie între Nicolae Ciucă și George Simion, pentru că sunt destul de apropiați și o să vedeți că se întâmplă asta în toate cele trei sondaje. Domnule Coșa, are vreo teamă Nicolae Ciucă de faptul că nu va ajunge într-un al doilea? Doamnă, eu provin din finanțe, cred foarte mult în cifre, însă inflația asta de sondaje la aceste alegeri prezidențiale este ceva nemai întâlnit. În cazul acesta, cel mai bine ar fi să ne aducem aminte că alegerile sunt cel mai bun sondaj de opinie și că în primăvară au fost alegeri și la acele alegeri, pe votul politic de la Consiliul Județean, electoratul s-a pronunțat foarte clar. Principalul partid de dreapta este Partidul Național Liberal, care are de vreo 3 ori mai mult decât toate celelalte partide de dreapta la un loc. Principalul partid de stânga este Partidul Social Democrat. La ultimele 6-8 tururi de alegeri, și așa va fi și la acest tur, bătălia s-a dat între stânga și dreapta, deci va fi o luptă în turul 2 între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Din punctul acesta de vedere, din punctul meu de vedere, nu este absolut nicio îndoială. Tocmai de aceea poate ar fi bine ca electoratele
celorlalți candidați care se pretind a fi de dreapta să își dea seama că avem de dus o luptă nu doar cu stânga, dar și cu această alianță care s-a creat între stânga reprezentată de PSD și extremiștii de la AUR și să vină spre partidul de dreapta, partidul care poate asigura și securitatea economică, și securitatea individuală, și securitatea granițelor în ziua de azi. În acest sondaj comandat de evenimentul zilei, Elena Lasconi are și domnia sa 16%, Mircea Joană 9%, Cristian Diaconescu 5%. Vorbim despre primele 5 poziții în acest sondaj. Este un sondaj realizat în perioada 1-6 noiembrie pe un eșantion de 1150 de subiecți prin metoda face to face. Este extrem de important, iar eșantionul acestui sondaj este pentru populația adultă a României de peste 18 ani. O eroare maximă de eșantionare de plus minus 3%. Haideți să vedem și celălalt sondaj, un sondaj curs, doamnelor și domnilor, un sondaj realizat în perioada 30 octombrie 5 noiembrie, eșantionul de 1067 de persoane. Acest sondaj curs arată că Marcel Ciolacu este pe primul loc cu 28% în acest sondaj, Nicolae Ciucă 17% și iată aici este la egalitate Nicolae Ciucă cu George Simion 17%, Elena Lasconi 12%, Mircea Joană 9%. Domnule Cosma, îl ajută cumva pe George Simion această alianță despre care vorbesc cei de la Partidul Național Liberal? Stimată doamnă, în primul rând vreau să spun că noi nu avem nicio alianță cu Partidul AUR. Cei care au alianță sunt chiar colegii noștri de guvernare, colegii de la PNL, pentru că avem câteva județe unde deja au bătut palma și își fac majorități. Uh-huh. Adică mă mir așa puțin aplombul ăsta cu care cei de la PNL vin tot timpul și spun aceste lucruri care nu sunt reale. Dânsii și la locale au colaborat la Satul Mare, au avut o alianță încheiată pentru alegere acolo, adică lucrurile în sensul ăsta trebuie privite. Ne confirmă cam toate sondajele același lucru care îl știm de la începutul campaniei și a precampaniei, că într-adevăr candidatul PSD, domnul Marcel Ciolacu, este pe primul loc, ci ce cred eu că este o surpriză, nu este sigur lupta dintre cei 2-3 care vor să intre în turul 2 alături de Partidul Social Democrat, ci este căderea domnului Joană, care vedem că se regăsește undeva pe locul 4-5 încolo. Cred că acolo este o surpriză și cam în toate sondajele așa apar. În rest, sigur, noi dorim să... Îl ajută pe Marcel Ciolacu, domnule Cosma, iată astfel de imagini de campanie. Merge la stână, mănâncă mămăligă, șuncă, alături de oameni. Încearcă prin aceste, mă rog, această popularitate, așa să spunem, să câștige voturile oamenilor, îl ajută? Da, eu cred că sunt lucruri simple pe care le facem toți și eu m-aș bucura să pot sau măcar o zi să ies din birou și de la muncă și cred că și dumneavoastră și toată lumea să stăm puțin la aer. Cu siguranță, cum să spun, nu vrem să demonstrăm nimic, dar vrem să arătăm că suntem totuși oameni normali la urma urmei. Eu nu cred că statul în cap ajută mai mult decât faptul că te duci la o stână și mănânci mămăliguță și îmi pare rău, domnul Orban, singura amintire care cred că o au românii cu dânsul este cea din pandemie, când fuma prin birourile guvernului și bea whisky. Cred că acele imagini vor rămâne memorabile, nu acestea cu statul în cap. Haideți să fim serioși, acum eu știu că tot se pozează în Marii Salvatori ai Țării, dar la urma urmei trebuie să ne uităm la realizări. Și noi am demonstrat în acești 3 ani de zile de guvernare că putem face mult bine pentru români. Domnule Remus, iertați-mă, Remus Negoi de la USR, vine și sondajul comandat de dumneavoastră și publicat de asemenea de USR. Aici este o surpriză pentru că vedem în aceste momente că ar fi o bătălie nu între George Simion și Nicolae Ciucă pentru locul al doilea, ci o bătălie între Marcel Ciolacu și George Simion pentru primul loc. 25,9% Marcel Ciolacu, George Simion 21,2%, iar Elena Lasconi, domnule Negoi, 15,7%. Interesant acest sondaj, cred că este pentru prima dată când vedem că George Simion este atât de apropiat de Marcel Ciolacu în procente. Da, dar înainte să vă răspund, aș face o scurtă observație, pentru că ați dat imagine mai devreme cu Marcel Ciolacu mergând în vârful muntelui. Eu sper că și-a dat jos pantofii aceia de 2000 de euro pe care îi afișează la orice întâlnire. Și acest socialist de caviar pe care îl tot promovează în spațiu public nu se potrivește cu imaginea unuia care mănâncă bulz și șuncă
în vârful muntelui. E doar o imagine de campanie și atâta tot. E o imagine pe care o proiectează falsă despre ceea ce este cu adevărat Marcel Ciolacu. Păi dar, vreau să vezi să spuneți că doamna la Lasconi plantează cartofi în fiecare lună. Opriți-vă puțin că nu v-am întrebat. Dacă aveți nu, puțin bun simț, opriți-vă. Ce-ați dori să meargă? Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, așa cum a făcut întotdeauna, au promovat extremismul acesta, lăsându-l să crească așa de mult. Mai mult de atât, au dat o mână de ajutor împreună cu brațul lung al CCR-ului, în așa fel încât să rămână doar el cu George Simion. Numai că planurile astea sunt planuri făcute în birourile lor. Românii văd ce se întâmplă și nu pot fi luați de fraier așa cum vor Marcel Ciolacu și acoliții săi. Sondajele de opinie arată într-adevăr că singura opțiune viabilă este Elena Lasconi și USR. Și eu nu spun pentru că sunt în USR. În ce sens arată sondajele acest lucru? Iertați-mă. Sondaje nu-l dau, din păcate pentru ei, nu-l dau pe Nicolae Ciucă aproape de a intra în turul 2, nici măcar aproape de a intra. Și atunci votul util, cu părere de rău pentru colegii de la PNL, care tot încearcă să albească poziția pe care o au, situația pe care o au, dar ei sunt cei care stau braț la braț cu PSD-ul în momentul ăsta și până și în momentul ăsta. Ei sunt cei care au făcut guvernare de 3 ani de zile cu PNL. Păi ca să vii acum PNL și să spui că, vezi, doamne, e singura opțiune PNL-ul ca să scape de PSD, în condiție în care în momentul ăsta ești legat strâns la braț de PSD, chiar e o chestiune care nu poate fi de înțeles. Și o retorică pe care oamenii o văd. Și văd, de fapt, cine e cu adevărat în pole position pentru a intra în turul 2. Și aceasta este Elena Lasconi. Este interesant de văzut cum se va juca până la alegerile prezidențiale. Aveți o replică, domnule Coșa? Ce replică aș putea să dau atunci când vorbim de USR, partidul care a plecat de la guvernare pentru că nu și-a dorit programul de investiții Angel Salini, program care a adus peste 60 de miliarde de lei în investiții în mediul rural, în mediul urban mic, acolo unde banii sunt puțini și vorbim de străzi, vorbim de anvelopări de clădiri, creșe. Nu mai faceți mai alianță departe cu cei de la USR în cazul acesta? În 10 secunde răspunsul, vă rog. Rămâne să vedem care va fi configurația ulterioară a Parlamentului și în funcție de acesta se va realiza și alianța, bineînțeles, în condițiile deja definite, fără PSD și fără AUR. Mulțumesc!